Ministrul Banilor a cântat la gratii în această noapte. L-au ascultat Pinalti, Niro și fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Sandu. Fostul soț al Elenei Udrea și cei trei presupuși parteneri ai săi în afacerea Microsoft au fost reținuți după ce au răspuns o zi întreagă la întrebările procurorilor. Astăzi ar urma să fie duși în fața judecătorilor. Vă așteptați la așa ceva? Sunteți vinovați? Sunteți vinovat? Ați primit bani pentru acele licențe? Cu cătușe la mâini și flancați de polițiști, așa au ieșit cei patru suspecți din sediul DNA. În fața jurnaliștilor n-au spus nimic. În fața procurorilor au răspuns la întrebări mai bine de 12 ore. Fostul soț al Elenei Udrea a ajuns la audieri la ora 9 dimineața. Ce faceți, domnule? Ce faceți? Două ore mai târziu a ajuns și bunul său prieten, Gheorghe Ștefan. Degeaba. Edilul e acuzat de trafic de influență și spălare de bani. Surse din anchetă spun că ar fi ascuns onorariul său din afacerea Microsoft, 4 milioane de euro, deși la petreceri primarul avea banii la vedere. Ca om politic, spun surse din anchetă, ar fi influențat semnarea unui contract pentru licențele IT și nu e singura problemă penală. Este pentru a treia oară în decursul unui an când primarul Gheorghe Ștefan intră pe ușa DNA-ului pentru a fi pus sub învinuire într-un dosar penal. Într-unul dintre ele a fost audiată ca martor și Elena Udrea, fosta soția lui Dorin Cocoș. Omul de afaceri s-a întors de câteva zile din Dubai, unde locuia cu noua lui soție. La DNA a ajuns cu mașina poliției. Anchetatorii au informații că ar fi primit o șpagă de 9 milioane de euro. Porecla lui în afacerea de milioane ar fi fost dirijorul banilor. El ar fi decis cum să fie împărțită șpaga pentru ca statul român să semneze contracte supraevaluate. Averea oficială a acestuia este însă estimată la numai câteva milioane de euro. Iar Pinalti, ca primar și președinte de onoare al clubului Ceahlăul, se laudă cu o vilă în Piatra Neamț. E drept, are 600 de metri pătrați, mai are și 3 terenuri, un apartament în București, bijuterii, 2 tablouri valoroase, câteva depozite bancare, dar și un credit. Pinalti, Cocoș, Niro și fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Sandu, ar putea ajunge astăzi în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.